Bună ziua! Bine ați venit pe la noi! A, da? Hai să stăm, hai să stăm jos să vorbim, nu? Da? Da, ha. Da, femeia care este cânt, doamna care este cânt. Așa și mi-a zis că ea nu ține să vină aici, că așa s-a trimis un mesaj. Da, vorbesc ei zilnic cu mami. Da, cu Andreea vorbesc mereu. S-a trimis un mesaj? Ce să facă? Nu s-a trimis. Nu știu, așa mi-a zis. Poate că a spus mama la un moment dat, dar nu s-a trimis niciun mesaj. Că cine trebuie să vină? Că ai spus tu ceva de genul că nu lasă doamna să vină încoace. Da. Tu ai zis. Da, eu am zis, da. Că nu lasă doamna să vină. Din cauza serviciului, nu va să vină, că nu-i dă voie să fie filmat. Au vrut să ia un interviu la el acasă și după să vină sâmbătă în platou. Și a zis că nu poate, din cauza serviciului, că nu-i dă voie. Și că o să nu, i-am spus că e ceva așa, nu mi se pare să nu-i dea voie, mai ales că... Da, el a zis că ți-a zis de la început că nu se poate. Nu mi-a spus. N-are nimic cu cel. Așa mi-a zis. Da, în fine, asta. Din bateria asta. Așa. Și mi-a zis că vă susține. Nu are nimic în pătură. Și atunci când eu am spus că de Roxana că e de nota 10, eu nu m-am referit. Răvâna, vă pup. Ce faceți? Da, mi-am dat, dar noi ne-am pupat. Deci am zis că e ok de nota 10 și păcat că n-are un cuplu la băieții care rămân singuri și zic eu mai fac un băiat acum, zic pentru tine sau am unul în Spania special pentru tine și am specificat în afară de Teo, dar asta nu... Nu, s-a interpretat și toată lumea zice că voi de vă plăcit, că ce spate de Roxana... Da. Asta e virtual, oricum nu știam că ce-i face, crede-mă că, mai ales că aici noi suntem noi, da. Afară e altceva. Uite, vezi tu care e toată chestia, că noi nu înțelegem cine a transmis nouă Ștefania, ce ne spui tu, eu nu știu ce două piste diferite. Deci știu, eu vorbesc doar din punctul meu, și ce am vorbit eu strict cu mama ta, deci eu nu știu ce a vorbit mama ta cu Ștefania. Eu te-am vorbit și aseară cu mama ta și m-am întrebat-o, dumneavoastră sunteți împotriva relației, aveți ceva cu tău, dar nu, Doamne ferește, nu am nimic cu el. Deci ai niște ochi superbi. Deci eu asta, se vede pe ecran, știi cum? Ești mersi. Foarte frumoasă. Mersi. Și voi. Hai, să lăsăm să vorbească acum. Așa. Deci asta mi-a zis că nu are nimic împotriva relației voastre, că asta, că lui Teodor mi-ai plăcea tu, țelul tău de a fi, ca să aveți de afară. Și de asta a zis că dacă vei rămâne în casă, tot la despărțire veți ajunge. Și am zis că mai e bine să ajungă ei decât să te spun. Nu trebuia să ne spună nimeni, asta o făceam noi, cum, dacă da, e să fie. Da, și a zis că nu are nimic împotriva voastre. Că vă așteaptă afară pe amândoi, că tu dacă o iubești și vei respecta decizia dacă vrei să te pui la mine în zăr. Dar știi cum a picat mesajul în zi, chiar în ziua aia specială pentru ei? A fost foarte. Oricum eu dacă s-a văzut am fost până la sfârșit, am făcut ziua așa cum... Eu... Când veneam și eu... Nu, dar asta nu face mai mult să mă oftice pe mine. Eu știu și i-am zis prima oară că și dacă ar fi să plece, eu tot nu mi-aș dori să plec, adică nominalizare. Eu vreau să stau aici exact cât sunt dorit de afară. Și cel mai bine pentru un cuplu e să stea, să se cunoască mai bine, aici să treacă și peste... bune și peste rele și... Afară e viața cum e și i-am zis prima... Zine tot ce trebuie să știm, că noi aici îmi vedem tot. Dacă atât de tare, în eventualul când...